țara în căutare de noi locuri interesante, am făcut un mic popas în satul Cenușa, din raionul Florești. Am lăsat mașina și am pornit la drum pe jos, pentru a-l admira în toată splendoarea sa. Aer curat și priveliști încântătoare, ce te fac să le admiri ore în șir. Plus la toate, acesta este unul dintre cele mai vechi sate din țara noastră. Satul Cenușa, eu am găsit o istorie când v-a scris că era de 1431. Dar am găsit este un scritor de la noi sat așa la aici. Am găsit că era din 1479. Și așa ești pus la marginea la satul și la monumentul ăsta ai pus. La noi au fost boierași de amitei, la noi lumea au venit pe locurile astea și așa s-au stabilit cu traiul. Dar boieri așa puternici cum au fost ea ca la Căzănești în partea asta, oricum au fost la Cașu, în care este un sat, apoi denumirea au fost la boieri și la Cașu, făcut un iaz, ce iazul Cașului, ea la Cașu, în care. Dar la noi așa au fost oameni bogați, cum ar zice. La noi boieri așa mai principal pe aici au fost pe regiunea asta. Chiar la intrarea în Cenușa se află un cimitir și el vechi de veacuri. Așa la tare vechi, așa la, probabil că e de la întinerirea satului, așa la. De pildă și eu mă gândesc, da, acolo e, nu-i bunielul meu, dar e bunielul lui bunielul acolo mormântat. Bunielul de-a maneu, de-a min de-al, dar părinții lui buniei a pus de vale. Acolo cât să era oameni când partea și sat, nu era de loc, că lua acolo parte și era o leacă, 20-30 de casă. Și acolo făcut cimitirul și ăla. Acolo am un buniel, eu acolo mort, am o mătușă moartă, eu acolo am murit prin anile 32, așa ceva. În anul 30-32 pe anii și am murit și eu îngropat acolo în cimitir și ăla. Despre denumirea satului, aceasta provine de la Cenușa, ce rămase în urma unui incendiu din sat. De la început a fost vorotniceni. O ars, el a fost pe deal în fața băhnilor, la băhni. Și acolo s-a ars locul și ala și a rămas Cenușa. Și după ce a rămas Cenușa, s-a pus numele la sat Cenușa. Și s-a mutat de pe deal, s-a mutat aici. Ca când s-au gândit aproape de răut, la apă. Asta turșii când au fost, vremea turșilor. Se cunoaște, și încă și azi sunt cățele de cărăniți, știi, pe locurile și ele părăsite de amă. Ani de zile, sute de ani de atunci, dar totdeauna locul e loc și este. Dacă ești nou venit în sat, trebuie să fii atent la drumurile întortocheate de acolo. Este foarte ușor să te perzi, mai ales că sătenii au pentru fiecare parte a satului o denumire ciudată. Satul e pe deal, dar e și pe vale. Am se cheamă așa, valea în sus și valea în jos. Vreau să zic că valea în sus, așa e, că aici te vin mai de vale, dar și vin mai în deal. Știi că mă duc pe valea în sus, dar și e că mergem pe valea în jos. Să vedem locul unde pe timpuri era așezat satul. Astăzi acolo sunt carierele la Behne și ele destul de cunoscute în acea regiune. În timp ce admiram peisajele frumoase din Cenușa, am aflat despre carierele din acest sat, care odată cu trecerea timpului au devenit un punct de atracție pentru turiști. Chiar dacă sunt 4 la număr, curiozitatea ne-a făcut să le vizităm pe absolut toate. E ca și cum te-ai perinda prin una din peșterele naturale din țara noastră. E foarte frig, întuneric și destul de periculos.
înghețat un pic, după care ne-am grăbit spre ieșire. Afară ne aștepta soarele cu razele luminoase și priveliști uimitor de frumoase. Cenușa este un sat frumos cu oameni gospodari și întotdeauna bucuroși de oaspeți. Aceștia sunt gata să te răsfețe cu cele mai gustoase bucate pentru ca vizita pe care l-ai făcut-o să fie una de neuitat pentru tine. Noi, spre exemplu, tare ne dorim să mai trecem o dată pe la Cenușa. Adesea vin din America la noi și ne vizitează ca Cenușa și cine mai este. Că acum și vezi că țara se cheamă sat Trăzășesc, dar Cenușa e Cenușa, dar totdeauna când zici că un om e din Cenușa, zic că da, păi ăsta e gospodar, că e din Cenușa, da, păi ăștia sunt Rădzăși din Cenușa. Veniți la noi în sat și vedeți și frumusață, și bunătate, și oameni buni, și oameni frumoși, oameni gospodari. Din bucatele tradiționale, ce gătiți dumneavoastră? Tot bun, dar tot cu carne. Tot se face bun, dar tot cu carne. Dar și-al mai e, păi, cam așa, cărniță fripturică, jimerele cu brânzică, borș căzut cu carne, răț împlute în duhovcă prăjite, răț împlute cu cartofi pus în duhovcă. Mai tot cu carne. Localnicii sunt mândri atât de satul în care locuiesc, cât și de locurile pitorești din apropiere. Răutul era foarte curat, deși că el îngheța, era o leacă ierni mai puternă și cam uia, nu cam uia. Era ierni și puternă și grozavă, îngheța tare, răutul era unul la un metru îngheța, că sunt gheața grosâmice. Și el era adânc și în tot primăvara gheațele sloi și că sparmau, apii uneva să opreve, că era aici la plotiena asta, să opreve, gândește-te. Și când s-a adunat mult tare apa, pe pis să-i rupie, infla apa, știi ce? Ești tare curăță răutul. Intrai în apă și aia până la cap, te uitai în apă pe zidei de ștelăcioare. Așa apă limpie și roșat cât năsâp, curat. Și foarte curat era, puteți să beiam de răutul, cred că el de din izvoară răutul. Dar pe urmă și-a putea face zăvoadele astea, multul cerșderii, să mai dea murdării în trâns, și gheasă și nu rezist, ca e să-i să-i să margă, să răbă. Și murdării mare răutul. Da. Acest mic mare popas, ne-am dat seama că astfel de sate sunt foarte multe în țărișoarea noastră, iar noi, echipa Asfalt de Moldova, promitem să le vizităm pe absolut toate.